cu actuala putere. Iar pe stradă, domnule Antonescu, este mai greu decât la talk show-uri. Astăzi, în timp ce domnul președinte propunea execuția politică a colegului nostru de la sectorul 2, Dan Cristian Popescu, oamenii noștri care promovează programul USL pentru sectorul 2 erau atacați cu cuțite de angajații ADP ai lui Neculae Onțanu. Șeful UNPR București îi poate mulțumi domnului președinte George Crin Laurențiu Antonescu. Îi cer domnului președinte Antonescu să-și asume personal răspunderea pentru această decizie, ca și eventualele felicitări din partea Elenei Udrea. Pe aceste considerente, astăzi, pentru prima dată, iau în considerare în mod foarte serios demisia din Partidul Național Liberal. Este o decizie foarte grea, fiindcă sunt membru al acestui partid de aproape 23 de ani. Sunt și rămân liberal prin structură și mă doare să văd astăzi un președinte al partidului care pune preț mai mare pe vorbele goale, pe trădare, pe intrigi, pe traseismul politic, decât pe fapte, pe convingeri și pe consecvență. Înainte de a-i fi dator lui Crin Antonescu, le sunt dator bucureștenilor din sectorul 1. Le sunt în același timp dator oamenilor din Organizația de București cu care am lucrat, cu care am ridicat partidul și care mă sprijină. Le sunt dator în același timp și celor pe care i-am găsit în sediul PNL atunci în 28 decembrie 1989 când m-am înscris în PNL. Și în primul rând domnilor președinți Radu Câmpeanu și Mircea Ionescu Chintus, alături de care și de la care am învățat ce înseamnă să faci politică și care și astăzi m-au susținut prin votul lor. De asemenea, lui Călin Popescu Tăriceanu, alături de care aproape pot să spun că m-am înscris în PNL, a avut 2-3 zile înaintea mea. De aceea, voi lua această decizie numai după ce mă voi sfătui cu acești oameni. În final, mă adresez membrilor PNL care cred în valorile liberale . Vă asigur că nu voi murdări numele prin recurs la traseismul politic. Sunt destui șobolani, destule corăbii, unele care iau apă, altele care nu iau, pe scena politică românească. Are cine să practice traseismul. Le cer membrilor Partidului Național Liberal, care resping politicianismul ca milioane și milioane de alți români, rămâneți în Partidul Național Liberal și luptați pentru victoria noastră în alegerile care bat la ușă. Fiți liberali și oameni de cuvânt până la capăt, respectând alianța noastră cu partidele din actuala opoziție. Munciți să-i convingeți pe români că USL-ul și PNL-ul sunt alternativa la actuala putere coruptă și incompetentă. Și rezistați. Puterea într-un partid politic este oricum efemeră. Contează ce ai construit, contează ce faci și ce lași în urma ta, contează încrederea pe care prin faptele tale o câștigi de la cetățenii pe care îi reprezinți.